Bună ziua, sunt președintele Asociației Centru Regional de Educație Estetică. Avem deja 10 ani și prezentăm această expoziție în cadrul unui proiect european. E vorba de două asociații din Piatra Neamț și o asociație din Estonia și una din Franța. Scopul acestei expoziții este o expoziție, putem să-i spunem, internațională, deoarece sunt prezenți și doi artiști din străinătate. E vorba de Sabine Levarlet din Franța, din Besançon, mai exact, și Franz Conde Hinoroja din Ecuador. Ce caută ei aici? Ei bine, sunt prieteni cu mine, comunicăm, avem schimb de lucrări și încercăm prin intermediul acestei expoziții și acestui proiect european să construim Europa. Că Europa nu pică de sus, trebuie relații amicale, relații de încredere, dincolo de cunoașterea limbilor străine, să zicem, și a tradițiilor. E vorba de a crea o simpatie între artiștii din străinătate și artiștii români. În spate avem deja mai multe expoziții, deci nu este prima, hai să zicem că ar fi ca pe o construcție așa, care durează de ceva timp, de vreo 5 ani. Și am avut în vedere aici Muzeul de Artă din Roman, Galeria de Artă la Scărvorel, apoi Muzeul de Artă din Piatra Neamț, Muzeul din Cannes, de Artă din Cannes, Muzeul din Besançon, pentru că încercăm nu doar să facem niște manifestări efemere, ci să legăm arta asta contemporană de duhul artei muzeale, duhul artei vechi, să-i spunem. Deci scopul principal este să creăm o succesiune de manifestări în Franța, în România și în alte orașe și să facem publicitate la arta românească din județul Neamț, mai ales că de asta suntem aici. Interesul nostru principal a fost pentru Aurel Băieșu, care, precum știm, este perla Muzeului de Artă din Piatra Neamț, are cele mai multe lucrări, dar și Clement Pompiliu, care a creat o școală de sculptură și a împânzit orașul cu sculpturi făcute de el. Suntem aici găzduiți. Avem alături două sculpturi în marmură de Clement Pompiliu, de frumusețe, să-i spunem, serafică. Mulți se întreabă dacă Sala Pașilor Pierduți din Iași, pictorul de acolo, s-a inspirat de la Pompiliu sau Pompiliu de la el. Eu aș crede că, părerea mea personală, pentru că eu îl cunosc și am fost elev, că Pompiliu a fost primul în care a produs acest hieratism. Și nu întâmplător, titlul expoziției este Masca, Icoana și Portretul, pentru a arăta că în arta contemporană sunt interferențe și sunt rădăcini adânci în cele trei manifestări de expresie. Deci masca, să zicem, aduce aportul expresivității, portretul, avem jos la intrare o expoziție de portrete de frumusețe, pe mine personal m-a impresionat, e vorba de, hai să-i spunem, Sfinții Pușcăriilor, cei care au creat o grupare, intelectualii, preoții, e vorba de Țuțea, Vasile Voiculescu și alții, ei au creat acest, să-i spunem, specific românesc, această școală românească.
Deci nu doar că au fost declarativi din punctul meu de vedere naționaliști, nu doar că au fost declarativi, ci au scris cărți și au studiat fenomenul românesc, în așa fel că la ultima expoziție a grupului Prolog, care a avut loc la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, s-a pus acolo și un text în care Dan Hăulică spune că noi avem în cultura românească un miracol românesc, un miracol, adică în ultima sută de ani am împânzit cultura mondială cu oameni de o valoare remarcabilă. El spune, Hăulică, că precis avem o geometrie secretă în spatele limbii române care îi conduce și le ușurează drumul oamenilor de cultură. Eu personal cred că ăsta este adevărul, pentru că suntem o cultură a păcii, o cultură de mijloc și avem avantajul de a ne mișca ușor și spre limba germană, și spre franceză, și spre engleză, și spre limbi orientale. Avem foarte mulți lingviști și avantajul principal este că avem un fond comun, un fond de bază, cred eu, care poate fi avut în vedere. Deci vorbeam despre mască, portretul cel mai bine îl putem reprezenta jos și ar fi foarte frumos dacă ar apărea și lucrări reproduse. E o artistă din București, nu știu exact, n-am cunoscut-o, nu-i din Piatra Neamț, e în cadrul unui alt proiect, expoziția, dar e deosebită și trebuie remarcată. Acum, artiștii care sunt prezenți aici, am încercat să creez, combinând stiluri diferite, am încercat să creez un ritm al expoziției. Deci lucrarea nu mai are valoare în sine, ci are valoare ansamblul de lucrări. Și am ales, sigur, inițial lucrările, am vorbit cu fiecare artist și am ales lucrările care s-ar potrivi. Deci nu am luat orice fel de lucrări, ci am vrut să construiesc ductul ăsta. Adică am pornit de la ideea că icoana este în general neglijată și este considerată un obiect ori de artizanat, mă refer la icoana autentică. Spiritul icoanei, mai degrabă, este considerată ori, să zicem, un obiect de artizanat, ori un obiect idolatru, având în vedere, zic și aici, ce ar zice un protestant, ce ar zice un adventist, ce ar zice despre icoană. E bine, eu ca ortodox practicant, pentru mine icoanele mă hrănesc. Acum, dincolo de faptul că mă hrănesc, eu nefiind preot, vreau să iau spiritul icoanei și să zic că el are valoare pentru arta contemporană. De ce? Pentru că mergând în afară am văzut foarte multe lucruri macabre, nihiliste, para-artă, fenomene ale para-arte, considerate drept lucruri foarte, foarte bine finanțate, dar care până la urmă nu sunt educative. Că dacă nu legăm cultura de educație, atunci ce generații vor fi, ce copii vor crește? Și atunci scopul acestei expoziții este să fie în primul rând educativă. Se vrea un semnal de pornire. Avem aici la Biblioteca Chirileanu un grup de specialiști și eu cum mă mișc mult în Franța, dacă aș compara cu Laval, biblioteca din Laval, biblioteca din Laval are două manifestări pe an, sau trei, hai să zicem, într-adevăr, foarte bine puse la punct și bugetate, dar sunt foarte mulți artiști care n-au loc, care vor, fac cereri, poeți, mă rog,
Deci nu e Franța ce am crede noi, ce eu am întâlnit acolo un adevărat blocaj cultural din cauza bibliotecilor. Ei, la noi spațiul este deschis și la numărul de traduceri, hai să zicem despre Franța, câte cărți avem noi despre Franța și traduse și vorbitori de francez. M-am dus la biblioteca din Laval, n-avea o singură carte despre România, chiar dacă să zicem să fie în franceză. Deci toate în franceză și nimic despre... și atunci vorbim de... De asta ideea acestor proiecte, să creăm niște punți culturale. Nu le putem crea prin intermediul instituțiilor politizate, cum ar fi Biblioteca din Laval, dar le putem crea prin intermediul artiștilor direcți. Și atunci am găsit puntea asta. Bun, am învățat franceză, scriu în franceză, mă împrietenesc cu francez, el nu poate ști românește, eu fiind din spațiu de mijloc, învăț mai ușor franceză ca el română, că se poate pune întrebarea, bun, Dan Hăulică oare a avut dreptate în articolul respectiv? Și eu pun în practică și zic, de ce vorbesc cu atâția francezi de ani de zile și nu pot să înveți absolut nimic românești? Și toți românii care vorbesc cu francezi, chiar dacă nu au făcut la școală, intră foarte ușor în spațiul limbii și comunică foarte ușor. Nu mai zic că avem acum în Franța 4.000 de doctori, toți vorbesc franceză, informaticieni, designeri. Și atunci înclin să cred că Dan Hăulic a avut dreptate. A avut dreptate, deci avem o avere care prin intermediul limbii și a oamenilor poate deveni o avere europeană. Ăsta este adevăratul deziderat. Acum o să vorbim puțin despre cine expune, pe cine am prezentat. Aici e o lucrare a lui Cristian Petrescu, care am considerat-o deosebită, o mască, am ales-o pentru frumusețea culorilor. Cristian Petrescu a fost pictorul scenograf de la teatru și acum a început să expună și a ajuns la o... Are ceva de spus, măștile lui au un mesaj. Și am ales să construiesc un contrast între masca lui, care se spunem că reprezintă partea telurică închisă a vieții, și lucrările Andreei Fracase, studentă la filozofie în anul 3, care prezintă niște lucrări de o gingășie care pe mine mă impresionează. Și ideea măștii o preia în această lucrare în care se referă cumva la un fenomen de trezire. Omul ar vrea să se trezească, ea fiind la filozofie, înțelege și problemele mai adânci ale ființei, s-ar pune întrebarea, bun, dar ce face omul ăsta că e jumătate mușchi și jumătate craniu? Ideea e că omul e muritor și până la urmă problema morții în viziunea autoarei, cum o înțeleg, este foarte importantă și trebuie avut mereu în vedere că până la urmă nu ne aparține decât prezentul, clipa prezentă. Deci trezirea în viziunea artistei este atenție la clipa prezentă, că mâine nu se va mai repeta. Apoi, deosebite sunt aceste lucrări, în care prima lucrare pe care a făcut-o a fost aceasta, în care a vrut să reprezinte cele patru anotimpuri, cele patru sentimente, cele patru temperamente umane. Să spunem că aici ar fi colericul, aici ar fi, să-i spunem, flegmaticul, aici ar fi sangvinicul și aici ar fi melancolicul. Deci culorile și formele
mă duc spre aceste gânduri. Acum, ideea ei este că trezirea, care o vedem exprimată în personajul de sus, înseamnă prezența celor patru temperamente. Și, adică să fii și filozof, să fii și pictor, să fii și mamă, să fii și iubită, să zicem, toate până la urmă dau dimensiunea umană, dimensiunea umană care construiește portretul. Și cum avem jos, vom vedea cine anume dintre români au avut curajul să-și apere credința și până la urmă ei au intrat în istoria românească și oamenii, credincioși mai ales, dar nu numai, îi consideră modele, repere. Și atunci portretul lor e foarte important. Că, sigur că toți suntem importanți și am vrea să fim portretizați, dar jos sunt oameni care au avut curaj într-un regim, să-i spunem, nefast, să-și apere punctul de vedere și pentru punctul ăla de vedere au făcut pușcărie uneori 20-30 de ani în niște condiții greu de imaginat. În această lucrare, Andreea Fracase exprimă ideile de aici, dar pe ideea aspirației, vorba de o pasăre, pasărea umană, ea are și ghiare, deci nu este o lebădă, este, seamănă cu o lebădă, dar seamănă și cu un vultur. Ceva de genul vrea să ne spună că aspirația este bună, dar trebuie săbii de oțel. Ceva, iubirea, cum spunea Florin Bogardo, iubirea trebuie păzită cu săbii de oțel și de ea și de el la fel. Ei, cuvântul ăsta ritmic, la fel, indică de fapt ritmurile ei, așa le înțeleg eu și până la urmă expoziția asta vrea să aducă în plus față de restul expozițiilor acest ritm. Sunt lucrări care se inspiră din arta brută, sunt lucrări care se inspiră din contrastul cald-rece. Sunt lucrări naive, din arta naivă, cum ar fi lucrarea lui Trăistariu, o lucrare pe care o apreciez foarte mult, dar construită într-un spirit naiv al lui personal, naiv, adică cu toată atenția, ce face naivul? Naivul, atunci când se uită la turn și când se uită atent, el chiar distinge acolo persoana Mântuitorului. Nu-l vede nimeni, dar pentru naiv e o realitate. E un naiv special, îi spun eu. Adică cu toate că cunoaște limbajul artei academice, că a făcut Facultatea de Arte și Liceul de Arte, totuși vine cu o idee care surprinde, surprinzătoare. Sigur, pune violetul ăsta și noaptea în fundal, luna, că se produce noaptea fenomenul, apoi, de ce îi zic naiv? Grija cu care el face fiecare piatră în parte. Ei, un pictor, să-i spunem cum e aici, nu este atent decât la relația dintre forme și culori. Ei, naivul, pentru naiv, el trebuie să termine, domnule, am început cu piatra, termin cu piatra. Dar dincolo de asta vine cu un spirit suprarealist în care prezintă turnul nostru al lui Ștefan cel Mare, îl prezintă într-o viziune nouă și zice că turnul este de fapt o aspirație spre Dumnezeu, deci nu degeaba acolo este ceasul pus sus, care ne măsoară trecerea și Petrescu foarte bine subliniază în măștile lui că de fapt după noapte vine zi, timpul înseamnă o scurgere și până la urmă el ne măsoară în primul rând destrămarea și ce avem astăzi nu vom mai avea mâine. Și aceste trei lucrări, aici avem, deci, naivul special, mă uit acolo chiar la ochii lui Hristos, el crede, domnule, adică
nu chevă de o prezență, mă rog, am urmărit să prezența din ochii lui să se lege cu prezența din ochiul lui Hinojosa și el îi acordă aceeași atenție ochiului. Ochiul până la urmă este fereastra sufletului. Acum, cel mai greu de pictat într-o icoană, spun din experiență, sunt ochii. De ce este greu? Pentru că la un om normal, hai să o luăm în termeni mai pe înțelesul tuturor, la un om normal, un ochi, se zice în popor că ești cu un ochi la făină și cu unul la slănină. Adică unul are înclinație spre sfera analitică și răspunde de emisfera cerebrală stângă, celălalt e pe sfera imaginativă. Și atunci când dacă te uiți cu atent la un om, vei vedea două expresii. Icoana, în speță icoana Mântuitorului, ambele emisfere și ambii ochi prezintă aceeași expresie. Deci analitic și, să-i spunem, holistic în același timp. E vorba de, i-am spune în pictură, e vorba de prezența contrastului simultan. Simultan înseamnă că, sigur, el a simțit aici că violetul este simultan cu galbenul. Acum el, problema se poate spune, el pornește de la teorie, cum se simte aici, sau pornește de la instinctul lui coloristic? Părerea mea că el pornește de la instinctul coloristic în primul rând și teoria ori nu știe, ori nu-l interesează. De ce? Pentru că naivul, cum a fost și Daniel Rousseau în Franța, el a fost cel care a introdus arta naivă în arta profesionistă. Ei, orașul Laval, de care vorbeam, are un muzeu foarte frumos de artă naivă și casa în care s-a născut Daniel Rousseau este acum, în ea se află o galerie de artă importantă din Laval. El este mormântat în parc, în parcul din Laval, singurul. Deci n-a vrut în cimitir și orașul, ca să-l onoreze, i-a pus mormântul în parc. Este singurul mormânt. Lângă niște galerii de artă, mă rog. Deci a fost prieten cu Constantin Brâncuș și Brâncuș îl admira foarte mult pentru curajul său. Din acest motiv, că mulți ar fi surprinși, dar Tristariu, dacă lucrează academic, să-i spunem, cum poate fi naiv? Mă refer la spiritul, la spiritul bun, în sensul bun al cuvântului, al naivului. Adică naivul, un fel de, hai să spunem, artist cu capul nord, dar el crede foarte mult în ceea ce face și ne uimește cu capacitatea lui de muncă, și Tristariu face parte, din punctul meu de vedere, din această categorie. Aici vedem niște lucrări care le-am pus în contrast. E vorba de arta brută aici. Aseară am amintit că nu este o singură estetică. Cum ar fi estetica frumosului? Umberto Eco subliniază că sunt trei estetici. Ei, a doua estetică ar fi estetica urâtului. Adică, hai să zicem, un artist care lucrează și exprimă lucrurile urâte, nu are dreptate, el zice, bine, dar eu nu văd lucrurile frumoase, nu vreau să fiu nesincer. Și atunci exprim ceea ce văd și ceea ce cred eu că merită și este important. Și atunci de aici se naște ideea artei brute, care exprimă și latura, să-i spunem, întunecată a omului, și latura disperată, și latura, mă rog, mai puțin luminoasă a vieții. Ele există, deci
frumosul până la urmă se sprijină pe urât. Deci ce este frumosul? O purificare a urâtului, o nobilare și ajungerea la, la minimalism. La minimalism, deci lucrarea de aici ar fi o lucrare minimalistă în care e o singură nuanță, dar dincolo de asta, dacă te uiți cu atenție, distingi un portret. Un portret, cineva care are o expresie de om fericit. Deci nu mai este disperarea asta, disperarea asta a celui de acolo, ci este o liniște, o liniște care ne duce cu gândul la arta icoanei. Iarăși aici avem niște lucrări interesante, care mie mi-au plăcut foarte mult și le-am pus mai la urmă la expoziție. Montajul acesta e important. Aici e vorba de un elev de la liceul de artă, un elev de-al meu, care a făcut o mască venețiană, care eu consider foarte frumoasă. Ea creează un contrast negru de aici cu negru de acolo. Aici sunt eu în urmă cu 20 de ani și este prezent. De fapt, întreaga expoziție se vrea a fi un in memoriam pentru Ioan Clopoțel, pe care eu l-am considerat un mare artist. Și aici am adus o probă. Deci eu nu mai mă uitam cu Marga, eram acolo la o sindrofie și mă uitam la el și el imediat a prins poza. Dialog. Nu oricine poate, adică poza foarte clară, expresia, evenimentul. Și nu sunt singurele. Și atunci el se încadrează, e trecut pe afiș cu această lucrare, se încadrează în cei care expun. Și sigur că dacă vom face un album și îl vom prezenta la Nisa, el trebuie să facă parte de acolo, pentru că e omul care a fost nu doar prezent, nu doar prezent la toate manifestările culturale, dar el a dat impulsurile principale. De pildă, când s-a creat Hergelia, mă rog, de peste Strand, el a fost cel care i-a sugerat managerului de atunci că ar fi bine pentru oraș, așa și așa, l-a încurajat. Nu i-a dat bani, că n-avea, dar ideea aia, când am făcut Asociația Centrul Regional de Educație Estetică, tot Clopoțeanu mi-a făcut primele afișe și m-a încurajat, a spus că e o idee bună, uite să legi partea veche a orașului, mi-a adus poze, pe vremea când în fața teatrului erau mașinile alea de prin 1920-1930 și mi-a făcut afișul, mi-a făcut afișul și mi-a dat curaj, a avut curaj, a muncit mult acolo și noi, sunt mulți oameni din oraș care îl respectă și care îi pot mulțumi pentru impulsurile date. Aici avem, nu, dar să vorbim puțin și de Nicolae Trifan, o lucrare, să-i spun eu, minimalistă, dar de o mare frumusețe, în sensul că pot să-i spun de artă contemporană, artă modernă. Eu personal, să știți că mi-ar fi greu să realizez armonia asta de culori care a făcut-o el și mai ales urmele astea întâmplătoare care par întâmplătoare. Și atunci eu le-am considerat, am considerat o lucrare importantă și el a lucrat în 20 de ani în Italia, a fost restaurator. Și din experiența lui de restaurare a făcut și lucrări de astea abstracte pe care eu le-am promovat, le-am pus în cărțile mele și iarăși vreau să-l prezint la Nisa. Va fi în august. În august va fi